Mai sunt doar 3 zile până la gala premiilor Oscar, așa că pe lângă mult râvnitele statuete placate cu aur de 24 de carate, laureații vor primi și cadouri. Micile atenții sunt în valoare de peste 200.000 de dolari. Câștigătorii premiilor Oscar nu vor primi doar titlul de cel mai bun. Vor avea parte de cadouri consistente din partea organizatorilor și a sponsorilor. De exemplu, Leonardo DiCaprio a primit anul trecut, pe lângă premiul pentru cel mai bun actor și atenții, în valoare de 200.000 de dolari. Nici anul acesta, organizatorii nu se vor lăsa mai prejos. Potrivit Daily Mail, printre surprize se află și câteva vacanțe de lux și o brățară cu aur cu diamante. Iată o listă a cadourilor de anul acesta. Ser de înfrumusețare pentru un an, 10 ședințe cu antrenorul personal Alexis Seletski, sommelier personal, brățară de aur de 14 carate și diamante, un cadou de la galeria de artă Rayan Williams Fine Art, sistem inteligent de securitate. Să nu uităm de vacanțele oferite nominalizaților. 3 nopți la un hotel de lux în Hawaii, 3 nopți la un hotel de lux din California, o săptămână la Golden Door Spa, 3 nopți la un hotel de lux în Sorrento, Italia. Sponsorii au anunțat că au pregătit 41 de pachete pe care însă le vor oferi doar celor nominalizați la categoria cel mai bun actor, cea mai bună actriță, atât în rol principal cât și în rol secundar. Totodată și regizorii vor beneficia de aceste cadouri. Una peste alta, nu ar fi atât de rău să rateze marele premiu, adică statueta, când premiul de consolare constă în aceste atenții. Iar asta nu este tot. Invitații vor primi la plecare o sticlă cu șampanie ediție limitată, produsă chiar de Francis Ford Coppola.